Prima ediție a Târgului Olarilor s-a desfășurat la Zalou pe platoul din fața prefecturii și în parcarea din spatele primăriei. Meșterii Olari au expus obiecte de ceramică decorativă, reinvind stilul meșterilor Olari din Zalău. Manifestarea a fost organizată la inițiativa meșterului Olar și din Borla, care a dorit să reînvie tradiția olăritului zălăuan. Ceaba, tu ești inițiatorul acestui festival al Olarului. De unde îți vine ideea? Am fost prezentă la mai multe târguri de olărit, și de, de asta am zis că dacă tot uh, ceramica de Zaloua a fost o tradiție așa mare, hai să facem un târg a olarilor în Zalou. Asta, oh. asta a pornit în așa fel că uh, e, e, am fost la târguri unde era cu, cu vase de tradiție locală. Tradiție locală. Inițiatorul Târgului Olarilor a afirmat că apreciază implicarea Centrului de Cultură și Artă al județului Salaj în organizarea acestui eveniment, exprimându-și și speranța că acest târg va deveni o tradiție.